Jocurile scumpe le găsești chiar acum de pe G2A, intră pe linkul din descriere și nu uita să folosești codul Daniel Ciprian pentru 3% reducere. Bine v-am regăsit, băieți frumoși, la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să încercăm 3 feluri de crispy chicken. Unul cu crispy chicken murături, cu castraveți murați și maioneză. Doi, și un burger crispy chicken deluxe. Și un fel de crispy chicken tenders. Și haideți să-i despachetăm. Dar 90 de lei meniul ăsta. Parcă e și mai scump. O, ce mi-au pus. Ăsta e meniul mare. Să vă zic cel mai bine. Să vă constate să scop până la urmă. Așa. Dăm asta la o parte, să mă vedeți și voi. Oh, brrcea! Am răsturnat sucul ăsta. Că, mă rog, că trebuie să scot până la urmă. Șervețelele. Crispy chicken tenders. Maioneză. Primul burger. E roșu ca sângele. Hai, poți sau ce faci? Gata, s-a rezolvat. Stați așa că trebuie să pun pauză. Al doilea burger. Și ultimul burger, adică al treilea. Da, ok. Să vedem ce avem aici. Fresh Deluxe, asta e pentru mama mea. Deocamdată nu mai mănânc Fresh Deluxe și mie nu-mi place foarte mult. Deci, asta e scurt. Pickup, înseamnă camionetă. Chioșc, nu vă spun ora, nu vă spun absolut deloc. Crispy Chicken la 29 de lei cu cartofi și cola. Maioneză 3 lei și 10 bănuți. Crispy Chicken Deluxe 25 de lei. Crispy Chicken Tenders, asta Crispy Deluxe 25 de lei. Crispy Chicken Tenders 16 lei. Asta zic 15 lei și 60 de bănuți. De fapt glumesc. Că glumesc eu. 13 lei și 13 lei și 70 de bani. Fresh Deluxe în total a fost 86 de lei și 40 de bănuți. Deci e mai scump și acesta. Mi-a pus pai foarte bine. Să beau și o aleagă de suc. Fără prostii, fără absolut nimic. Hai să începem prima oară cu un burger. Asta care fi? Asta e. Să dau jos. Asta e, cred că, cu crispy chicken. La clasic. Deci asta e cu carne de pui. Dar nu știu ce s-a cu șnițelul ăsta. Eu nu înțeleg absolut nimic că cei de la Mexic că au aceeași pastilă cu carne de pui, cu șnițel de ăsta. Are gust a McNuggets nepicant. Deci astea sunt codimente din alea delicate in vegeta sau codimente din alea gen, care ți-l găsești pe la magazin. Deci să continuăm conținutul. Carne de pui, șnițelul ăsta, chiflă regulară, maioneză și castraveți murați. Pentru mama mea, Fresh Deluxe. Că salată nu mai avem. Oh, dar scrie toate limbile de astea, băi. Ne trebuie română, bă. De ce alte limbi străine, băi? Că trebuie să pun și o pauză. Asta e Crispy Chicken Deluxe. Asta e cu șnițelul ăsta de pui. Nu știu, nu mai suport cu șnițelul ăsta. Eu nu mai suport că ăștia de la Mezici că au același fel de pastilă cu carne de pui, delicate sau ceva din vegeta.
codimede din alea, gen, e destul de cel mai bun. E că nu știință de asta cel mai bun. Hai să începem cu Crispy Chicken Deluxe, că ăsta îmi place foarte mult și nu o să mă forțez. Hai să-l băgăm. Într-adevăr, burgerul ăsta deluxe e mai bun. Crispy Chicken Deluxe e pentru mine. Canea asta de vită e pentru mama mea. Și hai să vedem Crispy Chicken ăsta deluxe ce conține. Ăsta e cu șnițelul ăsta de pui, bucata de pui, salată iceberg, brânză topită și o chiflă regulară. Și ceva sos de barbecue. Haideți să-l băgăm. Mai deci, cum a fost Crispy Chicken Deluxe a fost foarte ok. Dar fresh-ul ăsta deluxe mai încă termine mama mea. Și hai să-i dăm bătaie și să bem și un pic de suc înainte să mâncăm McPuișorul ăsta crocant. Bun atunci. Conținutul ăsta v-am arătat odată. Are și niște castraveți de amurați și o maioneză. Haideți să-i dăm bătaie. Băi, într-adevăr, sosul ăsta e un pic mai alb, e maioneză. Uite, am și maioneză asta acolo. E maionez cu 2 de M. Dar burăturile sunt mai bune, castraveții sunt mai buni, îmi plac, chifla asta regulară e mai bună, dar haideți să-i dăm bătaie. Mi-a plăcut foarte mult burger ăsta mai termin încă o dată. Ce fac, mami, cum termin tenderul? Ăsta e al meu, mămico, nu e al tău. Măi, deci, doi burgeri au fost impecabili de buni. Sosul ăla de barbecue a fost mai bun. Sosul de maioneză mai am și un pic. Trebuie să pun pe cartofi. Deocamdată nu mai pun pe tenders. Hai să-i dăm bătaie cu chicken tenders. Să mănânc fără sos. Cartofii cu sos. Cartofii ăștia trebuie să-i mănânc la sfârșit. Vedeți ce crocantă-i? Înseamnă cu un Crispy Strips, unde îl găsiți și voi de la KFC. Deci KFC România a fost lansat pentru prima oară în anul 1997. Și cam atâta. Haideți să-i dăm bătaie. Vedem câte mi-au pus. Una, două, și atât, mi-au pus două, că sunt destul de micuți. Deocamdată nu mai au nicio plăcintă, pentru că comanda asta e indisponibilă de la mine. Deci e indisponibil. Și s-au cam terminat. Și haideți să... Acum sunt cu tenders. Mai deci, cum au fost Crispy Chicken Tenders-ul? Crispy Chicken Tenders a fost cel mai ok. Dar avem și cartofi. Și după ce termin mecul, să mă duc la baie, mă duc afară să mă spăl pe mâini în butoi. Pentru că la chiuvetă nu mai curge apa. Și presiunea asta e slabă. Deci câți cartofi mai avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bucăți de cartofi mai avem. Băi, deci, burgerii au fost buni. Crispy Chicken Tenders a fost bun. Cartofii au fost buni. Și hai să-i dăm bătaie cu sucul. Așa.
Așa. Cam asta a fost review-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut mult. Nu uitați, sigur, să apăsați pe butonul de like. Dați un share să vadă prietenii voștri și să vă abonați la canalul meu, pentru că n-ați făcut-o nici mai de mult. Nu uitați de follow-ul meu de pe Instagram la danieluncanu16, pentru că aveți în descriere cu două puncte. Și noi ne revedem în curând la un nou videoclip absolut frumos. V-am pupat! Ciao, les!